Bună dimineața! Astăzi facem un videoclip O zi cu mine și o să vedem cum se desfășoară ziua de astăzi. Nu am plănuit absolut nimic, deci nu știu cum o să fac, cum o să fie și așa mai departe. Tot ce știu este că vreau să-mi încep dimineața cu rutina de skincare, iar apoi o să mergem ca să pregătim micul dejun. Am băut deja... Mi-am băut apa, eu îmi beau tot timpul apa în cana gradată ca să am așa control asupra cantității de apă pe care o beau. Și am avut aici 400 de mililitri pe care îi beau pe stomacul gol. Iar apoi o să merg să vedem ce șat așa de fructe, legume, ceva super natural o să pot să beau înainte de micul dejun. Deja cred că știu ce o să beau, am un suc de aronia cumpărat de la DM, 100% natural, și o să iau un shot din sucul respectiv și până pregătesc eu micul dejun, are timp și shotul respectiv să își facă tot ce are de făcut, iar apoi o să mănânc. Să-mi scuzați, părul este super mega ciufulit. M-am spălat aseară pe cap și nu am făcut nimic. Nu am coafat, nu am făcut absolut nimic. Pentru micul dejun astăzi m-am gândit să facem niște clătite vegane, proteice. Și o să văd ce am prin dulap, abar am, nu știu, trebuie să găsesc eu ceva pe acolo. Și nu vreau să folosesc făină albă de grâu. Poate o să folosesc un pic de făină integrală, dar foarte puțin. Iar în rest o să vreau să folosesc doar făină de ovăz. Pe care am făcut-o eu în casă, pur și simplu am luat fugii de ovăz și am băgat la blender și așa am creat făina de ovăz. Nu cumpăr făină de ovăz, că nu-i văd rostul efectiv. Și o să vedem cu ce o să facem astăzi clătitele. Avem aici proteină vegană din mazăre, de la MyProtein. Am aici făină de ovăz, știu că scrie făină eco de secară, trebuie să-i schimb eticheta, mai nou este făină de ovăz pentru că am consumat făina de secară de aici. Am luat și un pic de făină integrală, dar o să pun foarte puțină făină integrală, nu vreau să pun foarte multă. Aici este un pic de praf de copt, lapte de ovăz, iar în această cutie am mai multe chestii și o să mă folosesc, o să folosesc astăzi la clătite un pic de semințe de in amestecate cu lapte de ovăz, care să creeze așa o chestie mai gelatinoasă ca să înlocuiască cumva oul, care ne lipsește clar din această compoziție.
am terminat de mâncat și sunt plină, adică a fost super sețioase prăjitele astea, dar nu îmi fac tot timpul cu proteine în ele. Uneori pun, alteori nu pun, pentru că le schimbă foarte mult textura. Dar astea au ieșit super bune și v-am zis, au fost așa super sețioase. Și vreau să vă arăt cu ce le-am mâncat. Nu le-am mâncat cu absolut niciun fel de zahăr, deci să nu vă faceți griji că am mâncat vreo bombă calorică. Într-adevăr, este dulce, probabil că este și bogat în calorii, dar nu atât de rău precum ar fi fost dacă aș fi folosit zahăr sau ceva de genul ăsta. Sau ceva care să îngrașe foarte tare. Am folosit cacao coconut chocolate spread organic de la Maya Gold, care conține doar sirop de agave bio, cremă slash unci de nucă de cocos bio și pudră de cacao bio. Asta este. Și am mai pus și o linguriță din mierea asta, ați văzut că am pus așa o linguriță și am împrăștiat-o peste tot pe clătite, din mierea asta de castane și stejar, dar pe asta am cumpărat-o din Grecia, din Creta, și este super bună, deci îmi place foarte, foarte mult la gust, este delicioasă. Asta a fost micul dejun, o să mergem să ne pregătim de sală, pentru că vreau să merg la sală. Astăzi voi lucra partea de picioare și fesieri. Ieri am lucrat spate cu piept, eu așa mi l-am îngropat în ultima vreme, nu tot timpul am lucrat așa, dar în ultima vreme am schimbat puțin și atunci lucrez spatele cu pieptul, când am ziua de brațe lucrez umeri, biceps, triceps, iar picioare fac de două ori pe săptămână, fac o dată maxim mai mult pe picioare, ca să zic așa, pe mușchii picioarelor, iar o dată mai mult pe mușchii fesieri. Iar astăzi am mai mult fesieri, dar bineînțeles amestecat cu picioare, pentru că n-ai cum să faci doar fesieri fără picioare, n-ai cum să faci doar picioare fără fesieri. Și atunci ai cum să faci doar picioare fără fesieri, dar asta dacă faci anumite exerciții care targetează mai mult sau doar piciorul. Dar astăzi fac fesieri și picioare. Și mergem să ne pregătim. All of our human experience of the unseen magic. It can't be seen. The words can't be seen as they're transmitted from the speaker to the one who listens, but it can have a just more than nothing, but to create, to observe, to fuel our ambition with the positive reinforcement of continued progress. Of setting goals, to master the art of time management, to master the art of leadership, to master the art of parenting and relationships. If we don't make consistent by others whose demands are stronger than our own, it takes discipline to conquer the nagging voices in our minds. Key is to diminish the lack and set up the new, and you started a whole new life process. Also, one more thought on discipline. Here's the greatest value of discipline: self-worth, self-esteem. People are teaching self-esteem these days, and one neglect leads to another, and the worst of all, when neglect starts, it diminishes our self-worth, our self-confidence, our self-value. You say, well, how can I get back my self-respect? I'm telling you, you don't have to go to 29 classes. All you have to do is start the smallest discipline that now corresponds to your own philosophy. Like I should, and I could, and I will. No longer will I let neglect stack up on me with the old ways. Join a new crowd. Do it now, or do it later. Discipline and procrastination. Estimate the power of your own consistent self-discipline. Now let's take a closer look at discipline, at the three steps to becoming disciplined. First, true discipline is not the easiest option. Most people would rather sleep until 10 o'clock than get up at 6. It's easier to go to bed late, sleep late. You see, the discipline that it takes to make your bed every day is the same discipline necessary. Bad habits in one area of our life will eventually destroy our self-discipline in the areas we've been working on. Consistency cannot be inconsistent. Discipline is the mind being trained to control our lives. Discipline is a set of standards which we've selected as a personal code of conduct.
discipline is imposing on ourselves the requirements for honoring these standards. Once we've adopted these standards of behavior and conduct, we're committed to honor them. And if we don't, then there can be no disciplined activity. Here's the third step back. But remember, the key word here, as you might well imagine, is discipline. Everything of value requires care and attention. Everything of value requires discipline. Children require discipline. They must have a structure built for them. They must have boundaries to work within so they feel secure and comfortable to explore and grow. Thank you.
Am terminat antrenamentul de la sală și mă duc acasă pentru că change of plans again. Mă întâlnesc cu Andrei. Trebuia să fac altceva pentru videoclipul ăsta, dar mă întâlnesc cu Andrei ca să mergem până la Ikea. Și antrenamentul ăsta a fost atât de puternic că îmi tremură bețele, abia mai pot să merg, deci îmi tremură picioarele. A fost super, super, super bun. Așa o să închem videoclipul de astăzi. Nu am mai păcat să mai filmez absolut nimic. Am plecat de la sală, am venit acasă și am mâncat rapid ceva și apoi m-am întâlnit cu Andrei, unde am fost până în Ikea pentru că trebuia să cumpărăm niște chestii pentru părinții noștri. Și n-am mai filmat în Ikea, că oricum am un videoclip destul de recent pe aici cu Ikea, dacă ei vi las chiar pe aici pe undeva. Și cam asta este tot pentru astăzi. A fost așa un fel de spend a half day with me, jumătate de zi cu mine, ceva de genul ăsta. Dar ne revedem data viitoare tot aici pe canalul de YouTube și vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până în această clipă. Pa, v-am pupat!